Foarte mult, petrecere de coșmar în Vâlcea. Numai puțin de 16 oameni au ajuns de la restaurant direct la spital după ce au consumat prăjituri care conțineau marihuană. Petrecăreții aveau dureri de cap, stări de greață, dar și dureri abdominale. Ancheta a fost preluată de DICOT. La unitate de primire urgență a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea s-au prezentat 16 persoane cu vârste între 20 și 53 de ani, intoxicate cu o substanță opioidă, nu, cererea lor e stabilă.